Bună tuturor! Vreau să vorbim puțin despre The Long Dedica. Am avut plăcerea de a testa atât expresorul manual cu pompă, Dedica, cât și râșnița care îi seamănă și care îi poartă numele. Expresorul este disponibil în 4 culori: roșu, alb, negru și argintiu. Ce-mi place foarte mult la expresor este faptul că este realizat din oțel inoxidabil și are foarte puțin plastic. Practic, doar baza, partea de jos, este realizată din plastic. Din momentul pornirii aparatului, o să dureze aproximativ 40 de secunde ca acesta să fie gata de funcționare. Rezervorul de apă este detașabil. El se scoate cu ușurință, îl putem curăța. Dar, dacă nu dorim să-l scoatem, pur și simplu ridicăm acest capac și turnăm apă. Tava de scurgere este și ea detașabilă. Ea are și un indicator al nivelului de apă, iar în momentul în care este plină, el se ridică. Expresorul vine cu 3 filtre. Unul pentru o singură ceașcă de cafea, pentru 2 ceași de cafea sau pentru capsule. Eu îl folosesc cel mai des pe cel de 2 ceași. Să-l și introducem. Partea de sus a expresorului este încălzită. Tot în partea de sus avem și cele 3 butoane luminoase, cu ajutorul cărora putem programa atât cantitatea de apă, cât și temperatura ei, dar putem seta și programul dorit. O singură cafea, 2 cafele și steamer. Aparatul este echipat și cu un difuzor de aburi. Cu ajutorul lui putem obține o spumă de lapte din poziția cappuccino sau lapte fierbinte din poziția hot milk. Tot cu ajutorul lui putem realiza și ceai. Înainte de a realiza o cafea și de a vedea cum funcționează expresorul, vreau să vorbim puțin și despre râșnița Dedica. Ea poate fi utilizată în 2 moduri. 1. Folosind acest recipient în care putem depozita cafea măcinată de la 1 la 14 cești sau folosind portafiltru. Râșnița va doza cantitatea necesară pentru una sau 2 cafele. De asemenea, putem seta și gradul de măcinare al cafelei pentru expreso, pentru filtru sau pentru presa franceză. Și acum momentul pe care îl așteptăm cu toții. Să facem o cafea! A durat mult, n-a fost gălăgioasă. Încerc să-l fac perfect drept. Ok? Să pornim și aparatul. Ok, și acum să pregătim și o spumă de lapte. Păsăm pe butonul de abur. Încălzit. Și gustăm. Este foarte bună și recomand cu mare drag tuturor pasionaților de cafea.